În prima etapă din sezonul 2021-2022 a Ligii Naționale de Handbal Masculin, CSU din Suceava ar trebui să evolueze pe terenul nou promovatei Seighe Odorheiu Secuiesc. Gruparea harghitană a anunțat însă că nu se va înscrie în primul eșalon și, după toate probabilitățile, în locul ei va fi invitată Universitatea Cluj, ocupanta poziției a treia la turneul de baraj. Deocamdată nu se știe în ce sistem se va desfășura competiția, dacă se va juca în format turneu ca anul trecut sau se va reveni la formula agreată de toată lumea de campionat. Acest lucru se va decide în perioada următoare la nivel ministerial. În cazul în care se va reveni la sistemul clasic de campionat, CSU din Suceava va juca primul meci pe teren propriu în cadrul etapei a doua, când va primi vizita echipei Minaur Baia Mare. În a treia etapă, universitarii ar urma să joace la Timișoara, după care au programat în propriul fief derbiul Moldovei cu CSM Bacău. Sucevenii vor întâlni campioana României Dinamo București în ultima etapă a turului.